Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la știri! Agenția Națională pentru Reglementarea în Energetică a stabilit noi prețuri la carburanți. Șoferii din orașul Drochia se arată nemulțumiți de acest fapt. Despre ce este vorba, aflați de la colegii mei. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețuri noi la carburanți. De la data de 22 februarie, prețul plafon pentru un litru de benzină crește, iar pentru un litru de motorină scade nesemnificativ. Conducătorii auto din raionul Drochia par nemulțumiți de noile prețuri. Nu-i bine deloc, nici deloc. E tare scump. E scump. Salariile sunt mici? Salariile sunt mici, bani dar prețurile cresc. Da. Clar lucru nu este bine. Tot s-a scumpit asta, prețurile s-au ridicat, dar leafa e tot așeiași. E strașnic. Pentru noi e tare greu la țară Timbol. Pentru că poate au un serviciu oricare, mai normal, poate au leafă, dar noi la țară murim. Foarte rău, leafele rămân așa, leafele benzina scumpește. Foarte rău. Ieftinită, ieftinesc cu 5 capici, dar când scumpesc câte un leu. Alții însă afirmă că chiar dacă carburanții s-au scumpit, aceasta nu este o problemă foarte majoră. N-am probleme cu așa ceva. Nu-i bine. Dar de ce crezi așa? Nu-i bine că s-a scumpit. Prețurile plafon sunt valabile până pe 7 martie. Astfel, pentru un litru de benzină cu cifra octanică 95 a fost stabilit prețul maxim de 18,21 de lei, cu 6 bani mai mult decât cel stabilit acum 2 săptămâni. Motorina s-a ieftinit cu 2 bani și costă 15,65 de lei. S-au împlinit 30 de ani de când grădinița Solnușca din orașul Basarabeasca și-a început activitatea. Aniversarea a fost marcată printr-un festival artistic la care au fost invitați foști lucrători ai instituției preșcolare. Despre ce este vorba, aflați în câteva clipe. Zi festivă pentru cadrele și copiii de la grădinița Solnășco din orașul Basarabeasca. Cu ocazia jubileului de 30 de ani și în semn de recunoștință, la eveniment au fost invitate nu doar actualele, dar și fostele cadre didactice ale instituției. Toți au fost întâmpinați cu aplauze. Timp de 28 de ani, instituția a fost condusă de Dora Delic. Doamna este la pensie de 2 ani, însă încă îi mai duce dorul și acum activității deodată. Această instituție preșcolară pentru mine este foarte scumpă pentru că eu am deschis-o și toată viața mea a trecut aici. Este foarte greu să te desparți de lucrul care îți place. Concomitent cu Dora Delic, la grădinița Solnășco a venit să lucreze și Valentina Turutea, care a muncit aici 14 ani. Tot atâția ani și-a dedicat unei alte instituții preșcolare, grădiniței Andrieș. Deși s-a scurs mult timp, Valentina Turutea niciodată n-a uitat de primul său colectiv, alături de care a muncit. Proșnică, da. Anii au trecut, dar mi-a rămas căldura dumneavoastră care mi-încălzește sufletul. Pentru că am început de la zero, a fost foarte greu, dar cu toate acestea pot să spun că acea perioadă cred că a fost cea mai fericită. A fost înțelegere, susținere și întotdeauna ne ajutam unii pe alții. În cadrul evenimentului, invitații i-au comemorat pe toți angajații instituției trecuți în neființă. Ca trudna serță îmi pereșiți rău и осознать почти что невозможно, когда, казалось, молодость, рассвет, и впереди путей еще так много, но догорел закат яркий свет, и лишь одна открыта им дорога бесследно спрячет бремя белый снег, прошедших лети дней давно минувших. Короткой жизни завершен пробег, Господь, как видно, забирает лучше. Astăzi, în fruntea grădiniței Solnășco se află Irina Florea, pentru care instituția a devenit a doua casă. La această grădiniță m-au adus părinții mei când eram copil. După mulți ani, mi-am adus eu copilul. Apoi am întrebat dacă aici este de lucru pentru că am vrut să fiu mai aproape de copilul meu. De la început am lucrat timp de un an în calitate de ajutor de educator. Apoi doamna Dora și Valentina Șefcenco mi-au propus să lucrez în calitate de educatoare și apoi, după finalizarea studiilor, mi s-a propus să conduc această grădiniță.
Colectivul instituției este format din 34 de persoane. Unii muncesc aici chiar de la inaugurare, iar alții s-au angajat recent. Lucrez aici din 1 septembrie 2016. Această grădiniță îmi este foarte aproape și copilul meu vine aici. Îmi place foarte mult colectivul, este foarte prietenos și copiii sunt foarte buni. Suntem ca o familie mare. S-a deschis o grădiniță nouă și atunci am venit aici să-mi încerc puterile. Aveam 18 ani. Aici a trecut adolescența și tinerețea mea și sunt foarte fericită că și astăzi lucrez la această grădiniță. Cu ocazia jubileului, angajații instituției au fost felicitați de către reprezentanții Direcției Raionale de Învățământ. Vreau să felicit tot colectivul. Știu că este o muncă enormă. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți și mulțumesc pentru că sunteți, pentru că dumneavoastră faceți ceea ce este cel mai important în societatea noastră. Educați viitorul nostru. Este foarte bine că alături de dumneavoastră, de pedagogi, sunt părinții, căci altfel ar fi fost foarte greu. Și-au felicitat educatorii și copiii. Grădinița Solnășco poate primi 113 copii. Zilnic aceasta este frecventată de 100 de micuți. Ajutoarele de încălzire întârzie sau nu se dau deloc. Cu această problemă s-au confruntat majoritatea locuitorilor din raionul Căușeni, atunci când au încercat să-și ridice la poștă cei 315 lei pentru încălzire. Oamenii solicită explicații de la autorități. Detalii aflați în câteva clipe. Locuitorii din mai multe localități ale raionului Căușeni care au dreptul la ajutor pentru perioada rece nu își pot primi compensațiile și asta pentru că în sistemul informațional s-a produs o eroare de sistem. Oamenii bat zilnic pragurile asistenței sociale, dar aceștia strâng neputincioși din umeri. Cererile au fost acceptate, doar că sistemul de plăți nu îi vede în computer. La data de 22 februarie, mai mulți locuitori ai satului Grigorevka, care s-au pomenit fără banii pentru lemne de foc, s-au adunat în fața primăriei pentru a solicita organelor competente luarea unei decizii. Așa ajutam de la acolo și mă așez acolo și ca așa la... Și când ajungi noi? За 2 месяца получили. Вот. А за январь уже не дают. А в чем дело? Нету. Что ж, лесополосы не разрешают рубать. А купить нету за что. Мы двое пенсионеров и... Acest bărbat cu lacrimi în ochi vorbește despre necesitatea celor 300 de lei pe care îi oferă statul pentru încălzire. Bărbatul afirmă că în caz de neachitare va fi nevoit împreună cu soția să înghețe de frig în casă. De la 12 ani am carnet de muncă și când am ajuns să bat joc, ce fel de conducere în țara asta? Spune, ce fel de conducere? Cum ceva că... Cai bicicletă, căi, da.
În aceeași situație s-au pomenit peste 20 de săteni care spun că fără nicio explicație statul le-a retras cel mai mic venit. Oamenii afirmă că nu mai au lemne de foc, iar iarna încă nu contenește. Dalăte că la ianuarie și o. A de ce? Miec ne dăvat, nicomu ne dăvat. Нам близько, думаєте, йти на пошту, га? Нам же не близько. А попробуйте. Та дамо вам ще це, щоб я нічого дати, ну не дати, ні мік. Кіл трієш на мені, да єл. Asistenta socială din sat afirmă că oamenii sunt în sistem și statul ar trebui să le compenseze ajutoarele, dar ce s-a întâmplat, aceasta nu știe. Este spre plată. Cauza că dumnealui acum nu putut să ridice banii la oficiu poștal, nu pot spun, fiindcă ceea ce depinde de mine, de documentație, documentația în ordine, omul spre plată. Toți locuitorii care s-au prezentat azi, dumnealor, au anchete îndeplinite, sunt toți spre plată, motivul nu-l cunoaștem. Miercuri la poșta din localitate erau mai mulți cetățeni care așteptau să li se elibereze aceste ajutoare. Poștărița susține că în lipsa confirmării din calculator nu poate elibera oamenilor sumele. Care au fost în calculator, eu le-am dat. Care nu, am luat pașaport, intră în program și nu știu să bijitori. Așa un bon de plată iese. 315 бенуц. Ой, 315. Ой, 315, мы сказали. А на чинева есть, да? Ну, а у меня есть. А мне есть. В услуги лемни купаем. Эти пибаны есть. Да. Как оно верно? Сингетца? А сингетцем? Не знаю, до этих пор давали нормально, но не знаю, не всем. Знаете, кому положено, а кому не положено, говорят там. Potrivit șefei Direcției Asistență Socială a Raionului Eudochia Golan, această situație a fost creată pe tot teritoriul țării. Oamenii însă trebuie să fie calmi pentru că sumele vor fi ridicate martie pentru două luni. Este o eroare de program. Noi deja am negociat cu programistul de la minister care întocmește împreună cu specialistul nostru listele. Este o eroare de program și noi numai la noi în raion și în alte raioane sunt. Noi ne-am deja ne-am determinat așa cu programistul de la minister, fiecare stent, fiecare localitate întocmește o listă la persoanele care sunt în listă de plată, dar nu sunt în lista pentru achitare pe luna asta, adică au decizia și sunt eligibili, dar în luna asta n-au nimerit în listă din care motive nu știu nici eu. Și o să fie achitat luna viitoare dublu, adică și pentru luna asta și pentru luna viitoare. În raionul Căușeni, peste 1000 de oameni ridică ajutoare sociale pentru perioada rece a anului. În ciuda faptului că internetul și televiziunea preocupă tot mai mult populația, cărțile continuă să ocupe un loc important în viața cotidiană. Acest lucru se confirmă prin interesul pentru lectură a oamenilor de diferite vârste. În liceul teoretic Miron Costin, copiii sunt învățați să iubească cărțile de la vârsta cea mai fragedă, iar periodic aici sunt organizate prezentări de cărți. Este cu scopul de a promova valorile general umane, de a promova cititul, pentru că, cu părere de rău, societatea noastră este așa într-o criză culturală și suntem în goana aceasta după gadgeturi, după tehnologii informaționale, dar mai puțin timp acordăm cititului și puțin sunt acei care găsesc măcar 15 minute pe zi să citească o carte sau o poezie. De această dată, oaspetele liceului a fost scriitorul Ion Popa Pădure. El a prezentat noua sa carte, Măgurele, cartea fiind o monografie a satului natal al autorului. Ion Popa Pădure, de profesie, este inginer-constructor. El spune că a început să scrie încă din băncile școlii, iar după mulți ani a hotărât să editeze o carte. Am început să public mai serios, să spun, după ce am ieșit la pensie, am făcut o carte de suflet, crezând că va fi prima carte, dar știți, muza nu te lasă în pace, scriu noaptea, la ora două, deci am găsit deci, câte ceva la nivelul meu ce puteam să public, pe urmă m-am mai sfătuit niște scriitori, că am de o carte, am de două și am ajuns la cincea carte. Până la urmă am scris și monografia satului Măgurele,
Deci o carte la care am lucrat 3 ani jumătate și deci conține documente de la prima atestare documentare a satului până în zilele noastre. Organizatorul evenimentului, doamna Elena Stăvilă, spune că prin această activitate încearcă să trezească dragostea de carte. Ideea mi-a venit cunoscându-l pe poetul Ion Popa Pădurii, dar mai mult m-a adus dragostea față de copii, de carte, de poezie. Și am hotărât să organizez această serată de suflet, să-l promovăm pe poetul Ion Popa Pădurii, care prin părțile noastre sunt mai mult ori mai puțin cunoscut. Elevii liceului cu interes au ascultat fragmente din operele scriitorului contemporan Ion Popa Pădure. Tinerii au venit și cu unele numere artistice pentru cei prezenți la întâlnire. La începutul anului 2016, problema câinilor vagabonzi din orașul Căușeni părea că va fi rezolvată odată și pentru totdeauna. Asta pentru că primarul urbei promisese locuitorilor că maidanezii vor fi periodic prinși și transportați într-un azil de raionul Aneninoi. În ciuda eforturilor depuse la începutul anului 2017, problema câinilor vagabonzi se pare că nu a fost totuși rezolvată până la capăt. Asta pentru că la ora actuală orașul este pur și simplu invadat de maidanezi. Indiferent în ce zonă te afli, este aproape imposibil să nu dai de vreun câine vagabond. Căușănenii sunt revoltați vis-a-vis de această problemă și își doresc ca în cel mai scurt timp ea să se rezolve. În fața copiilor, în fața lumii, fac procedurile astea intime și asta e foarte urât. Și ar trebui numai decât primărie să iei măsuri urgente odată și odată să termine cu haitele astea de câini. Că sunt catac copiii, sunt copii care de la atacurile de câini au rămas gângavi, cu vorbire, cu defecte. Ajung la neurolog, chiar la psiholog, probleme când atacă, sare unul agresiv și după dânsul sar și ceilalți. Și foarte majoritatea oamenilor din oraș sunt nemulțumiți. Câinii vagabonzi din oraș au reușit să bage și frica în copii care sunt nevoiți să-și cheme părinții pentru a fi luați de la școală, ca să nu fie atacați de câini. Copiii afirmă că vagabonzii sar la ei, mai ales la cei care au ceva de mâncare în mână. Dar nu m-au atacat pe mine, pe prietenul meu și i-a spus să nu se arăt frica câinelui, să meargă liniștit și ca și cum i-ar pasa. Și chiar a ajutat, câinele s-a îndepărtat. Acești câini trebuie de dus la azile pentru câini, ca câinii aceștia să nu fie periculoși, să fie hrăniți, să fie îngrijiți și noi să mergem liniștit pe stradă. Ai avut vreun caz, vreo situație? Am avut casă. Orașenii se plâng și de faptul că maidanezii doboară coșurile de gunoi în căutare de resturi alimentare, iar urnele au devenit adevărate focare de infecție. Într-un timp eu am văzut că le strângeau, dar nu le strâng, mai ales în aici, eu 13, la cel mare 2, o grămadă câini. E pericol pentru copii, pentru șumaturii și infecții, una altă scotă din musorcă. Căușănenii spun totuși că autoritățile ar trebui să întreprindă măsuri, mai ales că la începutul primăverii este perioada înmulțirii lor, iar în câteva luni numărul acestora ar putea fi dublu ori triplu. Generii strânge că haite și după copii să iau, după are un copil și avea mână de mâncat, să iau după dânsul, spare. Asta pe aici de când ședem la scaun, dar o gradă în generii se aruncă. Și la maturi, tot așa, în haite. Este mai mulți când se adună, cum atac copii, nu e prea bine lucrul ăsta. Și principalul de Timușcă, nu fii turbat, că așa, trebuie să pui pe urmă vaccinări și mai departe. E foarte periculos, că am copii la școală și eu, ca și cu spuneți dumneavoastră, și de asemenea vin acasă înspăimântați, spărieți, e foarte periculos. Îi atacă? Da, vin acasă plângând copiii. Eu nu știu, socot că prinesc că e suflet și trebuie de păstrat și încolo cu așa, dar câinele nu se uită când mănâncă copilul ori un om încolo cu așa și cred că cum eram eu pățarmitel și era un om și îmi plac cu căruța și care erau
de aceea, care brădeași, oricum se cheamă. Vagabonți. Îi împușca și în cărăt și la sepon. Și gata. Și de jos veri că să-i facem priuță, să-i facem gostiliță, să-l rugăm, să încolo cu aia. Da, cu ei trebuie, câine. Dă-le voi la câine să mulțească. De multe ori întrece populația globului. Potrivit statisticilor, anual la Spitalul Raional din Căușeni sunt internați în jur de 5 minori care au fost mușcați de câini. Autoritățile orașului promit totuși că vor lua măsuri în acest sens. По случаю Международного дня родного языка в Кишиневе прошел первый молодежный форум национальных, этнических, религиозных и лингвистических меньшинств. Более 130 участников собрались на мероприятие, организованное Офисом Верховного комиссара ООН по правам человека в Молдове и молодежной группой межэтнической солидарности, чтобы создать платформу взаимодействия между представителями групп меньшинств, властями, гражданским обществом и партнерами по развитию. Многие молодые люди из этих этнических групп ощущают, что им не хватает подобной платформы. Нет возможности сделать свой голос услышанным на всех уровнях принятия решений, как на самом высшем правительственном, так и в рамках местных публичных администраций. Именно это отсутствие возможности мотивировало молодежь подумать о таком мероприятии, которое бы предоставляло эту платформу, через призму которой они могли бы озвучить проблемы, с которыми сталкиваются из-за своей принадлежности к этническим или лингвистическим группам. Голос молодежи важен. В этом уверены высокопоставленные чиновники, которые приняли участие в форуме, оценив инициативность молодых представителей меньшинств, а также пожелав им использовать их потенциал, рассказывая о тех проблемах, с которыми им приходится сталкиваться, дабы повысить уровень соблюдения прав человека и демократического развития молдавского общества. Роль молодежи, которая происходит из различных этнических групп, неотъемлема в процессе трансформации и развития страны. Как следствие, интегрирование меньшинств в общество, как и использование их потенциала, знаний, опыта, продвинет повестку страны в области прав человека, укрепит демократию и покажет все возможности Молдовы. Молдова – это страна, в которой хорошие законы, из которых следует, что все граждане равны. Однако на самом деле существуют ли люди, которых дискриминируют по этническому или религиозному признаку? К сожалению, есть такие случаи. Это значит, что нам, представителям центральной публичной власти, предстоит еще много работы, чтобы хорошие законы правильно внедрялись. Язык и традиции украинцев, русских, гагаузов, болгар, ромов и других этнических групп являются частью нашей всеобщей культуры, и их следует воспринимать соответственно. Наша ставка на молодежь, на тех, кто не руководствуется стереотипами, которые видят свое будущее в этой стране и вовлекаются в происходящие в этом государстве процессы. Наш долг состоит в том, чтобы создать необходимые условия для их участия в общественной жизни и чтобы весь их потенциал был использован на благо Республики Молдова. Многим из присутствующих на форуме участников не раз пришлось испытать на себе дифференцированное отношение со стороны членов общества, проявляемое, как правило, по причине стереотипного образа мышления и нежелания быть открытым и свободным от предрассудков. Я считаю проблему дискриминации меньшинств очень актуальной, потому как мы живем не совсем в свободном обществе, будучи свободной страной. На данный момент я сталкиваюсь практически каждый день с дискриминацией как моих друзей, знакомых, так и остальных. Я считаю, что молодежь в первую очередь должна с этим бороться, и я думаю, что сегодня у нас есть возможность научиться действительно чему-то новому. Здесь очень много умных специалистов в области, и я думаю, что после того, что мы уйдем отсюда сегодня, мы расскажем об этом нашим знакомым, друзьям, и когда-нибудь обязательно дискриминация этнических, религиозных, лингвистических и любой формы меньшинств просто пропадет. На мой взгляд, именно молодежь как раз-таки является решающим фактором в решении проблемы с дискриминацией, так как именно она чаще всего с ней, в принципе, и сталкивается. Просто, на мой взгляд, молодежь не должна молчать и не должна это терпеть. То есть, если она сталкивается с таким, то есть она должна принимать какие-то меры для решения этих проблем. И если каждый не умолчит, каждый что-то для этого сделает, то, в принципе, я думаю, что проблема
проблему дискриминации можно будет решить в нашей стране. В рамках мероприятия были затронуты два основных вопроса – политическое и общественное участие молодежи из числа меньшинств и обеспечение их права на качественное образование, как на государственном, так и на родном языке. Молодежь из группы межэтнической солидарности считает, что для достижения успеха именно по этим фронтам следует приложить еще ряд усилий, как властями, так и гражданским обществом. По их мнению, дискриминация по критериям этнической, национальной, религиозной или лингвистической принадлежности – очень актуальный для Республики Молдова феномен. И именно молодежи выпадает основная роль в процессе борьбы с ним. К сожалению, в нашем обществе проблема дискриминации все еще актуальна, потому что представители меньшинств сталкиваются с тем, что у них не всегда есть доступ к образованию, в том числе и на родном языке. Школы с преподаванием на национальных языках, они закрываются. Многие представители этнических и лингвистических меньшинств не владеют в достаточной степени государственным языком, и не потому что не хотят, а потому что преподавание не ведется грамотно, нету квалифицированных кадров. Проблема дискриминации очень актуальна в нашем обществе, потому что есть проблемы на разных секторах, но в особенности в области межэтнической дискриминации, религиозной и лингвистической. Это особая проблема, которая не всегда поднимается теми, кто страдает от нее. Не всегда люди обращаются, не всегда они видят в этом проблему, не всегда они знают, какие механизмы должны применяться для того, чтобы их права были защищены. Повышение уровня осознания важности соблюдения прав человека, массовое информирование, но и гражданская активность и инициативность со стороны молодежи – вот первые и самые важные шаги, которые могут привести к решению проблем, с которыми ежедневно в нашей стране сталкиваются представители национальных, этнических, религиозных или лингвистических меньшинств. Так считает национальный координатор Офиса ООН по правам человека в Молдове Вячеслав Балан, который говорит, что сегодняшний форум – это уверенный и очень своевременный первый шаг. Правительство при поддержке внешних партнеров в настоящий момент разрабатывает план действий к стратегии по консолидации межэтнических отношений. Те проблемы, с которыми сталкивается молодежь, могут оказаться там, если молодые люди будут активнее и будут услышаны. То, что окажется в этом плане, благодаря усилиям молодых людей и тому, что их мнения будут отражены в документе, сможет повлиять на общественные политики в течение следующих 5 лет. По итогам форума участники приняли резолюцию, в которую включили главные рекомендации касаемо права на качественное образование и публичного и политического участия представителей меньшинств. Молодежная группа межэтнической солидарности будет мониторизировать процесс их реализации на практике и включение в новый национальный план действий в области прав человека, который находится в данный момент в стадии разработки. Dumneavoastră a fost Emilia Deleu și rămâneți și în continuare alături de noi.